Pompei, astăzi suntem la salon, la salonul meu preferat, bineînțeles, Glamour Beauty Center. Și ce credeți că avem aici? Pe Leo, mami hairstylistul! Care se face mai frumos! Da, care după cum vedeți se îngrijește și el, pentru că așa este normal, ca și bărbații să se îngrijească, să fie și ei aranjați, ferchezuiți, pentru că și doamnelor le plac bărbații aranjați, cum și domnilor de altfel le plac doamnele aranjate. Da, mami, te vezi foarte bine. Mami, urmează acum procedura cu masca cu LED, acea procedură pe care o urmez și eu. Este foarte bună pentru fermitatea pielii, funcționează foarte bine ca anti-rid. Și de asemenea conferă luminozitate pielii, iar mami, după cum vedeți, are foarte mare grijă de tenul lui și foarte bine face. De cât timp urmezi, mami, procedura? A, păi nu știu, când am început-o, am ceva, cred că vreo 10 minute când am pus-o. Da. Mai stau, cred că vreo 5 minute. Da, păi se efectuează cam în jur de 15-20 de minute, depinde cum alege fiecare. Și am venit și eu astăzi la salon, tot pentru a urma procedurile acelea pentru ten și pentru corp, pe care vi le-am arătat și, și dumneavoastră pe un vlog anterior. Dar mami, după cum vedeți, mi-a luat-o înainte. Mi-am luat locul. Da, mami. Astăzi mă va aranja mami la păr, mă va spăla din nou. De data aceasta, mami, vreau să mă îndrepți. Pentru că am stat numai cu bucle mereu și să mai schimb din nou ceva. Iar data viitoare când voi veni, voi vrea din nou bucle, pentru că îmi plac foarte mult și m-am obișnuit cu ele. Da. Da, mami, după ce-ți termin tu procedura de înfrumusețare, uite, măscuța face acum roșu, verde, albastru, galben, da, mov și cred că și alb. Este un joc. Mai devreme. Un joc intens de lumini, pentru că fiecare culoare în parte are un alt efect. Unul are efect de lifting, altul anti-rid, celălalt de hidratare, de luminozitate. Fiecare culoare conferă o altă, un alt lucru pentru ten. Dar, mami, te simți confortabil, nu? Da. Păi cred că este foarte cald, stai frumos la orizontală. Măscuța lucrează. La orizontală, de obicei sunt obișnuit vertical, e cam incomod. Eu sunt obișnuit să mă mișc, de-aia mă tot spâță-i pe toate direcțiile. Da, mami, tu ești ca mine, arghimbiu. Da. Noi n-avem stare. Da, și pentru mine e un chin să stau în acel tunel câte 40 de minute, dar după cum v-am arătat în vlogul celălalt, eu m-am zbânsuit, am dansat la ultima procedură, pentru că era muzică foarte frumoasă și bineînțeles că nu aveam stare să stau așa nemișcată. Așa suntem noi, mami, mai energici. Da, mă găsiți pe Instagram să vedeți rezultatul, Leo96P, să vedeți rezultatul final. Da, mami, acum o să te las ca să stai liniștit, să simți și tu procedura în sine, pentru că inițial trebuie să stai liniștit, relaxat, deconectat. Da, dragii mei, am vrut să vi-l arăt pe mami, că și el se îngrijește și este foarte, foarte ok pentru el. Mă pot reveni. Dar data viitoare le voi face, pentru că m-am obișnuit cu ele și îmi plac foarte mult. Dar am zis să mai schimb așa, să nu stau numai cu cârlioanțe, cu cârlioanțe. Când sunt cu părul drept, mi-e dor de cârlioanțe, când sunt cu părul cârlionțat, mi-e dor de părul drept. După cum ați văzut, mami a fost moț înaintea mea la proceduri, pentru că astăzi îmi fac și eu acele proceduri și la ten și la corp. Inițial m-a spălat mami pe păr, m-a îndreptat, deși ar fi trebuit să fac întâi procedurile și apoi părul, dar pentru că mami are alte programări, am zis să rezolv întâi problema cu părul și apoi să trec la procedurile. Dragii mei, astăzi vreau să vă vorbesc despre un subiect mai finuț, așa ca să spun. Deci ce credeți? Am divorțat de Leo. Bun. Am zis că trebuie să știți și dumneavoastră acest lucru, pentru că
De aceea am venit la salon să mă aranjez, să fiu așa foarte frumoasă, pentru că voi începe o altă viață. Sper ca doamnele, mă văd nevoită să folosesc ghilimele de rigoare, vor fi în al nouălea cer, pentru că am observat că nu prea pot să doarmă de grija mea și m-am gândit să le dau așa, un, cum să zic, o veste bună. Bun, sper că nu ați crezut ceea ce am spus, bineînțeles că a fost o glumă, dar m-am gândit să lămuresc acest subiect, pentru că prietenii mei mai îmi trimit și mie așa câteva comenturi, mesaje, să spun, care mai apar pe aici, pe acolo. Și am văzut că se tot vehiculează așa o idee, cum că aș fi divorțat de Leo. Păi știți cum e proverbul, câinii latră, ursul merge. Nu se va întâmpla acest lucru, logic, pentru că eu mi-asum ceea ce fac, mi-asum ceea ce spun și ca atare, într-un vlog pe care l-am făcut cu mult înainte, atunci când am mers la tribunal, pentru că aveam înfățișarea aceea de divorț, v-am spus că o să retrag divorțul și că o să anulez tot. Ceea ce s-a și întâmplat, dar am văzut că tot apar niște mesaje pe aici, pe acolo, probabil că anumite doamne, domnișoare, nu prea au ce face, n-au ocupație, probabil și tot timpul stau pe chat, pe Facebook și arunc așa niște zvonuri pe care lumea, necunoștință de cauză, le preia și le tot duce de colo-colo. Deci în acele comenturi, mesaje, cum să le numesc, tot comentau așa niște dudui că aș fi divorțat de Leo, că am înfățișarea pe 2 februarie, că el se va ieși de acolo de unde este și va veni acasă și că eu nu am nevoie de el și normal că îl las și bla 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 bla. Acum o să vă dezamăgesc, dragile mele, și o să vă spun că sunteți informate greșit sau cele care împrăștiați asemenea zvonuri, cred că o faceți din lipsă de ocupație. Și mai vreau să spun că una dintre ele spunea că s-a uitat pe portalul Curții de Apel a Judecătoriei Pitești, ceva de genul acesta, și că ar fi văzut dumneaei acolo nu știu ce. Păi, doamnă dragă sau domnișoară, dacă tot te informezi și nu poți să percepi ceea ce citești, da, domnișoara sau doamna spunea că a văzut acolo pe portal sau unde s-a uitat dumneaei nu știu ce lucruri, că aș avea eu înfățișarea pentru divorț pe 2 februarie. Păi, doamnă dragă, dacă dumneata citești și nu poți să percepi ceea ce scrie acolo sau să înțelegi, cere măcar ajutorul cuiva care este în temă cu acei termeni juridici să-ți explice despre ce este vorba. Ca să poți să împrăști zvonurile măcar corecte, da? Ei, uite, o să te informez eu. Nu este înfățișarea pe 2 septembrie, este înfățișarea pe 1 septembrie și aceea este o înfățișare pentru finalizarea actelor de divorț, gen de încheiere, surprise, ce să vezi. Pentru că așa și cum știi și dumneavoastră, în momentul în care depui niște acte de divorț, mă rog, nu neapărat de divorț, orice acțiune judecătorească, ca să-i spunem așa, care este înaintată, automat, în momentul în care se încheie, trebuie făcute niște acte de încheiere, da? Nu trebuie să fiu neapărat prezentă, pot trimite prin avocată acea hârtie de care este nevoie acolo, pentru a se finaliza totul. Dar ce credeți? Procesul de divorț este anulat de atunci, de când am spus că o să opresc divorțul. Așa că îmi pare rău că vă dezamăgesc, doamnele dragi, care nu aveți ce face și împrăștiați tot felul de zvonuri aiurea. O să vă dezamăgesc și o să vă spun că nu există așa ceva. Divorțul s-a oprit exact din luna februarie, probabil am fost, nici nu mai știu. Cred că ceva de genul, da? Când am avut acea înfățișare, când v-am spus că să opresc acel proces de divorț și că divorțul nu va mai avea loc. Pentru că Leo mă roagă insistent, așa cum v-am explicat, nu poate să stea acolo unde este, cu ideea că eu am terminat cu el, că bag divorțul și că rămâne fără mine. Și am considerat că așa este cazul să fac, să renunț la acel proces de divorț, pentru că efectiv nu-i fac decât un rău, mai ales că este acolo unde este, să mai stea și cu gândul că am terminat cu el și așa mai departe. Așa cum v-am mai spus, am anulat acel proces de divorț, am încheiat totul și o să-l aștept până o să iasă. Așa că, doamnelor, îmi pare foarte rău, dar vă dezamăgesc.
muncesc, sunteți informate greșit sau probabil nu percepeți ceea ce citiți sau probabil că o faceți intenționat. Nu știu exact, dar m-am simțit datoare să vă răspund și să vă informez. Ce mai văzusem prin acele comentarii, mesaje, nu știu cum să le numesc, tot felul de supoziții. Vai, Dana nu are nevoie de Leo sau Cruella, cum mi se mai spune. Nu are nevoie de Leo, ea face totul așa de fațadă. Vai, Leo o să iasă și normal că Dana a băgat divorțul, că ce să facă cu el? Vai, Dana nu o să-l ia la ea acasă. Păi bineînțeles că nu o să-l iau la mine acasă, pentru că acolo este casa mea și doar a mea. Leo a fost la mine acasă, a și locuit o perioadă, chiar i-a scris unei doamne într-un mesaj, dar asta nu înseamnă că vom locui la mine. Vom locui din nou la București când va ieși. Și cu asta basta, deci nu trebuie să stea neapărat la mine. Nu înțeleg de ce ar trebui să stea la mine. Eu am mers să stau la el. Casa mea este casa mea și cu asta basta, da? Deci dacă o să mergem câteva zile să locuim și acolo, asta e partea a doua, dar nu vom locui acolo niciun caz, vom locui la București. Mai am tot citit că o să iasă Leo, că nu știu ce o să se întâmple. Iarăși nu știu de unde a apărut acest zvon, pentru că efectiv nici nu este vorba despre așa ceva. Sunt niște acte care au fost făcute, nu o să mai dau detalii, s-au acceptat, ca să spun așa, și vom vedea deznodământul. Dar până a se duce acest zvon că va ieși Leo și că nu știu ce se va întâmpla, e cale lungă, să dea Dumnezeu să fie așa, dar deocamdată nu se știe nimic clar. Iar ceea ce a interpretat dumneavoastră că va ieși Leo și eu de aceea am băgat divorțul, că nu am nevoie de el și că vezi, Doamne, nu știu cum să mai scap de el, deci sunt niște lucruri efectiv aiurea. Pentru că în fond și la urma urmei, Leo este cel care nu m-a lăsat, pentru că așa și cum știți, de-a lungul perioadei acelor 6 ani de când suntem căsătoriți, eu am înaintat divorțul de 2 ori, Leo a fost cel care nu m-a lăsat de fiecare dată, inclusiv acum când am avut divorțul din nou înaintat, Leo a fost cel care a insistat să renunț la divorț, ceea ce am și făcut. Și chiar dacă eu aș vrea să renunț la el, cu siguranță nu voi putea. Pentru că Leo în continuare mă sună, în continuare pot să spun că mă iubește, iar cele care vorbiți așa, fără să știți ce anume, probabil că dumneavoastră nu știți ce înseamnă ca un bărbat să te iubească, nu știți ce înseamnă să fiți iubite, să alerge, să spun așa, soțul dumneavoastră după dumneavoastră, nu știți ce înseamnă ceea ce a dragostea, iubirea, da? Ei, pot să spun că la noi, chiar și după acești 6 ani de zile, acest sentiment funcționează foarte puternic și că este o legătură foarte strânsă între noi, de aceea probabil și de câte ori ne-am despărțit, ne-am certat, am sfârșit tot împreună, pentru că probabil acesta este destinul. Da, tot ce pot să vă spun este că Leo momentan este binișor, îl mai apucă și pe el când și când, știți cum e, așa, nu știu, gândurile la modul că mai are de stat cât mai are de stat acolo, mai sunt și alte probleme, sperăm să se rezolve, să nu se întâmple și alte lucruri, dar Dumnezeu o să le ajute și cu siguranță va reuși să fie totul bine și poate le va ajuta Dumnezeu să iasă mai repede decât este preconizat. Dar asta e, vom vedea ce se întâmplă, în continuare vorbim tot așa cam de 2-3 ori pe zi, mă sună tot timpul, știe absolut tot ce fac, unde merg, pentru că așa este el, tot timpul trebuie să-i spun unde sunt, ce fac. Mă întreabă de animăluțe, de renucul, bineînțeles, tot timpul cere la telefon și vorbește cu el. Se bucură foarte mult de câte ori vorbesc cu el la telefon, dacă se mai întâmplă să sune și sunt prin curte și nu răspund când reușesc să aud telefonul și răspund, mă ceartă și eu tot timpul am aceeași discuție cu el și îi spun, Leo, nu pot să merg cu telefonul după mine prin curte, ce-ți fac să mi-l atâng de gât? Dacă telefonul e în casă și suni, îți dai seama că nu aud, dar eu de câte ori intru în casă, mă uit la telefon și dacă văd că am deja apel de la el, stau mai mult prin casă sau încerc să iau telefonul cu mine, să-l bag într-un buzunar cumva ca să îl am lângă mine, să pot să răspund atunci când mă sună, pentru că se panichează efectiv, dacă nu îi răspund o dată de două ori, deci gata, deja e dezastru și nu vreau să îi creez probleme, să se agite, să stea supărat, nervos, pentru că și așa are starea care o are acolo, dar slavă Domnului, mulțumim că cu problemele de sănătate este super ok, insulina continuă să o facă tot acolo la cabinetul medical, ceea ce v-am spus este un lucru foarte bine, foarte bun pentru el.
Și slavă Domnului, deocamdată sunt ok lucrurile, atât cât pot să fie acolo unde este. Mâncarea este foarte bună de acolo, nici nu se compară cu ceea ce aveam partea cealaltă. Și vreau să mai lămuresc un lucru acum, pentru că a venit vorba despre mâncare, vis-a-vis de pachet și de bani. Pentru că, de asemenea, doamnele și domnișoarele mă tot trag așa de mânecă, scuturându-mă și spunându-mi, mă ceartă efectiv, că de ce nu-i duc eu pachet și mâncare lui Leo? Păi, doamnelor, v-am mai răspuns și în mesaje. Leo nu vrea ca eu să-i trimit lui pachet, îmi vine să și râd, sau bani. Pentru că are cine să facă lucrurile acestea. Leo mi-a spus foarte clar să am grijă de bani, să am grijă de mine și de animăluțe până vine el, pentru că acum ne mai fiind el cu mine și ne mai susținându-mă el, a spus să am grijă de mine și de animăluțe până vine el, că nu are nevoie de pachet, nu are nevoie de bani, nu are nevoie de nimic. Am mai răspuns unor doamne în mesaje lucrurile acestea și despre asta este vorba. Este vorba vis-a-vis de pachete și de bani. Mă tot ceartă și mă trage de mânecă, X și Y mă trag de fapt de mânecă, că, domne, eu nu-i pun pachetul Leo, domne, eu nu-i pun banii Leo. Păi, deci chiar mă face să râd. Păi, sincer, suntem soț și soție. Credeți că noi nu ne știm treburile între noi? Sau credeți că eu, dacă aș fi considerat că este cazul și ar fi murit de foame, ferească Dumnezeu, sau nu ar fi avut bani sau ceva, credeți că l-aș fi lăsat așa? Dar nici măcar nu vrea să audă de lucru acesta. Tocmai de aceea am fost și la el în vizită, doar cu poșeta pe mână, cum mi-a se reproșat dumneavoastră prin mesaje. Pentru că eu aș și spun, nu vreau să te văd că vii târând plasele după tine, exact așa s-a exprimat. Și atunci ce ar fi trebuit să fac? Să vin cu 7 plase după mine, ca să fac impresie, să mă vadă lumea, vai, m-am dus la Leo încărcat. Nici gând de așa ceva, deci ne cunoaștem foarte bine lucrurile noastre personale, știm ce avem de făcut unul față de celălalt. Deci asta e, lumea așa e, acuză, spune vrute și nevrute, dar știți cum e. Asta pentru că a venit vorba de mâncare, am zis să lămuresc și aspectele acestea și în rest toate bune. Acum o să intru la procedura corporală, cea cu tunelul și apoi la masaj, iar apoi voi urma procedura pentru ten și o să am iarăși o zi așa mai relaxantă. Am comandat ceva de mâncare și cu mami, după ce terminăm cu procedurile ne apucăm să mâncăm, nu este bine, dar asta e, noi funcționăm așa mai anormal. Și vom pune muzică și ne vom simți așa bine, ne vom relaxa puțin aici, într-un spațiu așa mai mic, ca să nu deranjăm clientele. Și vă pup, dragii mei, vă doresc o zi bună și vă mulțumesc tuturor pentru susținere, pentru mesajele frumoase. Iar doamnele și domnișoarele care mai comentează așa și mai vorbesc câte ceva așa neinformat de fiind, ce să le transmit? Informați-vă înainte de a vă exprima părerile, dar chiar și așa nu sunt supărate. Nu sunt supărată pe nimeni, vă pup și vă iubesc. Așa, bla, 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 bla. Dragii mei, a sosit și mâncarea, pentru că eu cu mami vom servi masa. Mami și-a luat supă de găluște, foarte delicios arată. Eu mi-am luat ciorbă de perișoare, sunt fierbinți, acum a sosit comanda. Și mai mi-am luat niște ficăței cu legume, delicios arată și aceștia. Mi-am luat, bineînțeles, și ardeiuțul iute pentru ciorbică, chiar îl mănânc și la felul 2. Iar mami și-a mai luat aici o salată. Salată de pui cu țelină și maioneză. Da, mami este o domnișoară, mănâncă salată, mami. Mănânc sănătos și acolo este o iacnie de fasole. O iacnie de fasole. Și mami se pregătește de masă. Da, normal, mă pregătesc da, aici. Da, mami, poți să te filmezi? Da, da, filmează-mă că sunt aici în prim plan, mi-am făcut și fața. Mami și-a făcut și masca la ten. Da, după cum vedeți, are un ten foarte luminos. Da. Și se pregătește de să masă. Și am considerat că este mai bine așa, întâi să mâncăm și după aceea să ne apucăm de proceduri. Da. Pentru că ne este foarte foame și vrem să servim aceste feluri de mâncărică, fierbinți, mănâncă mami, că avem și tacâmuri și le vom mânca împreună. Sunt ficăței la tigaie, am înțeles, cu legume. Da, foarte bun. Foarte delicios arată, ne vom pregăti pentru masă, ne-am spălat pe mânuțe frumos și vom începe să servim masa. Vă dorim și dumneavoastră poftă bună și vă pupăm! Poftă bună, pa, pa!